Următorul. Să intre următorul. Cine mai e pentru consultație? Bună ziua! Bună ziua! Eu sunt. Bună ziua! Bună ziua și să trăiți, tovarășul doctor. Ia loc, te rog. Mulțumesc. Lăsați, lăsați că stătui destul dincolo. Ia loc, te rog. Când îți spun să stai, să stai. Tovarășe doctor, mă duc până la fișier. Să nu stai mult. Da, da. Cum te cheamă? Barbara lui Toderaș. Câți ani? Cât îmi dați și 8 de ani. Aici nu ne jucăm, așa că... Ulei, vă supărați voi! Dar să nu mai ziceți la nimeni. Păi arăți bine ce cauți la mine. Nu mă râdeți, top, doctor, nu râdeți că-s bolnavă greu. Da. Mă doare și la gâl, și la lingurea, și la junghetură, și la ficat, și la schiere de inimărea, și la ouul piciorului de reumatismul, tot mă doare. Da? Ce boli ai mai suferit? Am zăcut și de brâncă, și de lingoare, și de zăduf, și de... astenie, ca ăștia de la oraș. Ai avut și astenie? Și ce simțeai? Păi simțeam bine, simțeam că mă ia așa ca un fel de lene de aceea de la vântre și să sloboade binișor în jos pe șale, păi că se trăgea oață. Și de aceea să prepinge în sus pe șiră și când ajunge colea în vârful capului, odată face clunc. Clunc. Da, doctor, ai fost? Fusă-i, îmi făcură și-o de-aia, cum îi zice, știi, tălică, o de-aia, o infacilogramă. Dar nu-mi găsără nimica. Și în detere să iau niște nasturi de-aia turchejii, 380 ciocănelul. Dar mâncă-i la ei toată iarna tot degeaba. Când dă duc colțul ierbie și la câmp, în loc cu mâna, auzi. Și acum la mine de ce ai venit? Păi veni mai întâi la sultana nepoată mea, mă plâns, ei la ea zis, sultan, nu au mori, e mori, cum o să mori de pe acum, du-te și tale la un doctor. Mai chiar știi că zici bine, hai să mă duc și uite că veni, tof doctor, veni că mă doare tot. Dar ales aceea mă doare, uite aceea. Uite aceea. Stai mai acum gândirea, uite la el, na. Iertați-mă. Așa. O fi niscai chietri la schiere? Păi că șade cineva cu nac și uite așa mă împunge. Ce zici, o fi chietri? O fi, stai jos și ridică mâneca. Ia. Yeah. Așa. Dar știu cum să scap de ele. Cum? Știi cum fac? Iau o ridiche neagră, yeah. O rad bine, o stor cu sare și beau în fiecare dimineață câte o ceșcuță pe inima goală. Eu zic că nici în 3 săptămâni de zile să mașină chetrile alea ca când ar fi trecute prin valțul morii, așa? Ai? Așa? De reumatismul nu mă mai vaiet. Nu mă mai vaiet că eu te mă doare toate închieturile de dimineață până seara și de seara până dimineață. Ne. Și uite la degetile ăștia, văzuși? Pietele s-a strâmbat de tot. O fi reumatismul de ăla de strâmbă oasile? La un reumatolog ai fost? Păi zici să mă duc. Păi așa zic. Dacă zici tăi că mă duc. Păi da. Mă duc. Of, doctor, dar și la lingurea mă doare. Așa. Încă ales dimineața când e inima goală, uite, sunt aceea, așa, în capul pieptului, că mă arde ceva, așa, ca un... Păi că am mâncat jărăgai, nu altceva. O fi de la urcel. O fi și de la urcel, dacă zici dumneata. A, dar știu cum să scap de el. Iau un chil de țuică de prună de aia tare, de 60 de grade și topesc în ea o mână de floare de tei și o mână de anghinarie. Le zbicez bine și sorb în fiecare dimineață la prânz și seara câte o gură pe inima goală ca să spere, vezi, buba aia de pe stomac și să-l oblojească pe dinăuntru. Eu zic că nici în 6 luni de zile să scap de năcazdălică, ce zici? Să poate? Așa-i. Dar ce făcuși, tof doctor? Luași nasturi? Olele, de ce luași nasturi? Mă doare capul, cred că am răcit. Vezi de treabă să prinde boala de doctori, dă-le morți de doctorii că ăștia e boală curată. Eu zic că ai stat tălică prea mult aceea în birou și ți s-a suit sângele la cap. Fii ca așa, ia uite ce gălbejit ești. Nu-i păcat, vine unul, vine altul, te mai vede așa și nu e bine. Ia uite, tinăr ești, frumos ești, înalt ești, cu părul crețul ești, uite numai ondoleuri. Ia stai. Zic eu să-ți fac o frecție de alea ca să-ți gonesc sângele, că vine dicolea, să strânge și să apasă pe creier. Îți fac eu o frecție, cum știu, de la mama abă târnă. Să vezi cum îți ia, păi că ți-a luat cu mâna. Lasă-mă cu prostire. Ai tof, doctor, să vezi ce bine o să-ți facă. Ia șezi cu alea. Lasă-mă, femeie, cu prostire. Și când spui stai, șezi cu alea aceea, păi să poate, ia scoate și fiarele ăștia. Da, mai femeie. Ia uite-te, fugi durere dintre ochi, din gene, din sprâncene, din creierii capului. Stai mai scând, ia uite ce pătrasă, ridică la obrazul și te duc, nu mă șorța la fetele din parafete, aștept.
Stai, 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 și lasă pe top, doctor, că de te las lumina. Și asta e că nu termine. Ia, ia, vină, va. Stai, măi, fie, așa. Ia te așa, fugi durere, stai, fugi durere, fugi durere. Ești gata? Hai că te-a făcut bine. Hai, cum te simți? Așa e că ești mai bine. Da, mă simt mult mai bine. Îți place. Da. Bravo, văzut și te-a făcut bine. Și altă dată să mă mai chem că mai viu și îți mai fac. Da. Eh, mulțumesc și eu, top, doctor. Mă duc și eu în păcată la mine acasă. Să-i spui și eu sultanii ce-am făcut. Că... consultată ca acum n-a fost în viața mea.